Salut oameni buni, bine ați venit la un nou pack opening săptămânal. Avem premiile de la Weekly League și Division Rivals. Săptămâna trecută a fost haos. Kylian Mbappé Food Birthday a venit în echipă din Player Pick. Au fost primele pentru Elite. De data aceasta, gold 1 pentru că am fost furat în ultimul meci al lui Bara de două ori. În meciul decisiv la 0-0 și a pierdut 2-1. Meciul pentru Elite 3. Asta este, am zis că nu mai joc, dar apoi a venit Cristi cu mare donație pe Facebook și a zis un singur lucru: vreau să faci să duci următorul Weekend League. Deci voi juca și următorul Weekend League. Hai, acum aș fi vrut să mă opresc la FIFA 20, să mai joc la FIFA 21, dar voi juca și următorul Weekend League. Astfel că premiul este foarte important. Dacă pică un jucător util, este senzațional. Mi-aș putea face o echipă din nou super solidă. Oricum va fi pentru că am ceva jucători deja tradable acolo, foarte buni, Mbappé, Militao, este și Kubo în echipă care se descurcă foarte bine în bandă. Hai să vedem. Sunt două player pick-uri. Nu știu dacă voi mai avea noroc după ce s-a întâmplat cu acel Mbappé. A fost ca maximul de noroc posibil, dar nu se știe niciodată. Hai să vedem player pick-ul cu numărul 1. Tarapt. Da. Limbombe, Wolf Akrem, Alganam, Sultan Abdullah Alganam, nu orice Alganam. 96 pace, 95 stamina. Rupă ăsta ca fundaș dreapta. L-au boostat Tarabi rău de tot. Tarabi tot să fie. E bun pentru un SBC, având 92. În rest, n-ai ce să faci cu el de la Benfica totuși. Are 97 dribbling, n-are stamina totuși, are strength. Dar parcă era mai util să aibă stamina. În orice caz, mai avem încă un player pick aici. Da, Atuesta, un jucător garantat 90+, data asta este acest jucător de la LA, Atuesta de 90. Amândoi, o să-i pun pe amândoi într-un SBC sau în mai multe SBC-uri, e clar că nu mă ajută niciunul dintre ei. Pot pica jucătorii toate promoțiile în aceste momente, la fel ca săptămâna trecută, summer hit-ul este încă valabil, iată și aici. Este în continuare pentru încă o zi și 4 ore din acest punct. Deci până mâine este batch 1 of the best of. O să mai apară ceva. Rămâne de văzut ce o să fie mâine seară. Între timp am 4 pack-uri aici. Mai sunt și niște pack-uri foarte interesante pe care le-am mai deschis pe live-uri pe pagina mea de Facebook. O să vă arăt câteva în acest videoclip după ce îmi deschid pack-urile. Din primul avem un Bauman. Bauman nu e foarte scump, 900. Îl mai am în acest pack pe Kovacic de la Chelsea, pe care o să iau vreo 1300. Și ne să le dau cu XL jucătorilor. Nu prea am nevoie de alte carduri în club. Rare Players Pack. Hai că sunt foarte multe carduri gold. Sunt rari. Trebuie să fie bun. Workout din acest Rare Players Pack. Spaniol. Este un mijlocaș central defensiv. Superb. Rodri. Wants to watch 85. Un card care avea ceva potențial, dar până la urmă a rămas la 85, Rodri. Și este de 13.000. Super tare animația, îmi place melodia. Uite asta, da. Un workout bun. 13.000 pe Rodri și mai și pe Rodrigo plus Nacho. Un pachet care mi-aduce ceva profit. Foarte tare că e vreo 5.000 Rodrigo și aproape de suma asta și Nacho Fernandez. Vreo 2200 pe Keita și cam acesta a fost și Rare Players Pack-ul. Am acum cele două pack-uri de la Weekend League și dacă din player pick-uri n-am prins nimic absolut dezastros, măcar din aceste două să vină cel puțin un jucător care se vândă pe câteva zeci de mii. E unica mea dorință data asta. Workout la rând, 2, unul după altul. Și este mijlocaș central argentinian Conmebol. 87 Cardozo din acest pachet. Vine cu mare hype Cardozo. Neri Cardozo. 18.000. Să zicem 18.000 Cardozo. Este la Utaro acolo. La Utaro 7.000. 5.500 cam așa. O să iau și pe Pickford. Îmi place că sunt foarte mulți jucători pe care scoți câte ceva. Adică până și cu Aliarela e peste 4K cu Excel tuturor. Asta e 20K din Excel
plus banii pe care am scos pe acești jucători. Am trecut de 6 milioane de coins cash și mai este cu pack aici. Un Jobber Players Pack. Să fiu are 3 din 3. Da, 3 walkout-uri la rând. Winter Refresh. Îl am pe jucătorul de Atletico Madrid. Este Herrera, mexicanul de 86. 15.000. Hector Herrera. Hai că a fost destul de bine, îmi place. Sunt carde diferite. Și pe lângă acest Herrera mai am pe Arnautovic in form, Stones. Vreo 2600 trap. În schimb Stones este 7.000. Foarte bine, John Stones. O să mai țin din jucători. Mai întrebe pentru SBC-uri. Mai am aici Balotelli, Olivier Giroud. O să-i trez și pe aceștia mai târziu. Sunt mulțumit cu ce am prins pe aici, nu e rău. Din player pick-uri cred că se putea ceva mai bine. 6 milioane de coins plus încă 50 de K și câțiva jucători care nu s-au dat acolo. Și trebuie să cumpăr niște fotbaliști, un fundaș central, un mijlocaș central ofensiv. Mă gândesc la Pele, oricum echipa o voi alcătui în această seară sau mâine. Iată acum câteva pachete interesante. Am făcut și eu SBC-ul cu flashback player, plus am mai deschis mai multe astfel de pack-uri, prime icon pack-uri, o sumedenie de pachete acolo, flashback player pe contul meu frumos. Și hai să vedem ce jucător va fi, să vină unul bun, dacă tot am făcut SBC-ul. Rating mare să aibă. Wow, e jucător flashback. Oh, la Spania. Don... Ah. Oh, Fabregas. Cesc de 88. Interesant. Uite-l pe Cesc, cum face. Dar nu știu că merită neapărat echipa asta pentru un Cesc. Ținând cont că am dat un jucător de 89 și că pe Cesc nu pot să-l joc neapărat. Ah. Best of release 1. Winter Refresh, Shapeshifter, Messi. Messi. Hai cu Messi, că l-am prins pe toți Messi de dori. Messi, Shapeshifter. No, e Winter Refresh. Spania. Bernat printre cei mai slabi. No. Ah, urăsc party bag-ul. L-am mai prins pe Bernat în trecut. Best, Garincha. Vârf, bineînțeles. Un Maldini ar fi fantastic. Hai cu un jucător de atac de mare clasă. Olanda, Cruyff. Cruyff! Hulit, cine e? Ce trollul suprem, efectiv! E trollul suprem! Pro! Încă un prime icon după dezamăgirea de mai devreme. Să nu mai fie troll încă o dată, că nu mai pot. Mexic! Știi măcar că e slab din prima. Dacă tot vezi Mexic, nu te mai gândești. Vine Sanchez. Păi, per total așa, Sanchez, cred că... E de ce? Nu știu. Depinde, să uităm la stațiul. Pe care 3 cu 3 și aici ar fi o problemă. E prima dată când îmi pic acest Sanchez mexican. Din toate prime can pack-urile. Nu l-am mai văzut până acum. E în premieră. Are 4 weak foot. Ok. Agility 92, balance 90. Bine, păi dai un engine și chiar poți să-l joci. Eu zic că e destul de bun ăsta. Mamă, ce de meci. Bine, prime icon. Bă, pentru numărul ăsta de meci ar trebui să te primieze ei. Că ai jucat, na, 3500, peste 3500 de meciuri de ultimate team. Ia să vedem dacă se va întâmpla sau nu. Hai să vedem, prime icon player. 3500 de meciuri. M-ai luat la greu de data asta. Oh, nu porta. Oh, smile. Hai că te-a premiat dacă... Hai să vedem dacă e o șansă să pice un prime icon de calitate. Dă-ne! Ei, a venit momentul.
Hagi! Gheorghe Hagi, bă! Când e Hagi, e bine. Așa Gică de acolo. Sau sunt Delta Gică, vezi? S-a dus în Delta, vedeți? De la pești. Se relaxează de la antrenamente. Bine. Și aici se va încheia pe Copeningul săptămânal. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa, pa!